Bună seara, bună seara! Sper că, că ne vedem și ne și auzim bine, numai un pic să întorc un pic lumina. Nu știu de ce merge camera așa de prost, dar este ok pentru că ne vedem și nu eu sunt important aici, ci ceea ce o să vă share-uiesc în, în seara aceasta. Numele meu este Agnes, Agnes Cristina, și am deosebită onoare să fim în această seară împreună pentru următoarele 30-40 de minute ca să vă povestesc despre o oportunitate fantastică, o oportunitate care schimbă vieți a milioane de oameni, printre care sunt și eu. Ca și profesie, sunt specialist în marketing, dar sunt mamă de două ori și sunt omul care mereu și-a dorit să aibă propria lui afacere. Nu știu asta pentru voi ce înseamnă, pentru mine însemna libertatea. Însemna să-mi fac eu programul, însemna să fac o activitate care să-mi aducă atât câștiguri materiale, cât și câștiguri pe plan emoțional, adică să iubesc, să contribui prin ceea ce fac, ca să iubesc activitatea întreprinsă. Și deja din băncile facultății aveam nenumărate idei cu ce să încep, doar că aveam idei prea multe, curaj prea puțin, finanțe nici atât, așa că după terminarea facultății am decis să ascult de cei din jurul meu, și anume să-mi găsesc un loc de muncă sigur și să mă angajez. Ei, să știți că universul lucrează foarte, foarte fantastic. Eu m-am întâlnit cu această oportunitate cu exact 16 ani în urmă, la primul meu interviu de angajare, pentru că căutam pe vremea respectivă în anunțurile din ziar unde aș putea, ca și specialist de marketing, să mă angajez. Și mi-a tras atenția un alt fel de anunț și am ajuns la o prezentare al acestei oportunități, însă pe vremea respectivă n-am înțeles-o. Așa că am două rugăminți la dumneavoastră în seara aceasta. În primul rând, să fiți cu mintea deschisă. Să rămâneți până la capăt, pentru că sunt sigură că prin această prezență, prin această ascultare, o să găsiți cel puțin o idee care să vă îmbunătățească viața, care să vă facă să stați pe gânduri, care să pornească un proces în viața fiecăruia. Poate va lua un timp mai îndelungat, poate nu, asta este drumul fiecăruia dintre noi, dar cu siguranță veți rămâne cu idei la care să vă gândiți și oamenii informați și informați corect pot să ia cele mai bune decizii pentru ei. Dar trebuie să ne schimbăm gândirea, eu așa am făcut-o, deci cum am gândit acum 16 ani, căutam ceva sigur, căutam siguranța zilei de mâine și asta o vedeam într-un job, ei, asta s-a schimbat acum 5 ani când am găsit a doua oară oportunitatea și când căutam libertatea, căutam să pot să rămân alături de copiii mei, căutam un job flexibil care să-mi permită să lucrez când mă lasă copiii, practic. Și da, cu o gândire, cu gândirea noastră actuală, am putut să ajungem în punctul în care suntem acum în viața noastră. Însă, dacă ne schimbăm gândirea, dacă ne informăm, dacă luăm ca și exemplu oameni care au reușit, cu siguranță ne putem schimba și noi viața, dar acționând și făcând lucrurile diferit vom avea o viață diferită. Așa că vă invit să rămâneți până la capăt, să fiți cu mintea deschisă și haideți să vedem despre ce companie este vorba, cine suntem noi. Compania Forever Living Products, la nivel internațional, fondată în urmă cu 42 de ani în Statele Unite ale Americii. Pentru mine, deja acest prim fapt a însemnat foarte mult, pentru că
nu despre multe companii pot să spui că au rezistat atâția ani. Adică vedem nenumărate companii care astăzi sunt, mâine se închid. Astăzi răsar ca ciupercile, dar mâine, poimâine nu mai sunt niciunde. Ei, compania aceasta există de 42 de ani și în peste 160 de țări ale lumii. Încă un fapt care pur și simplu acum 5 ani, când în sfârșit l-am înțeles, m-a șocat. Să fii acceptat, să fii căutat, să fii iubit, să fii cu o piață în continuă creștere în atâtea țări, înseamnă că această companie știe ceva și aceste produse trebuie să fie ceva diferite. Mi-am spus eu atunci, acum 5 ani în urmă, în gând. Cifra de afaceri este de peste 2,5 miliarde de dolari. De efectiv, suma aceasta nici nu mi-a intrat în minte, deci n-am putut să concep ce înseamnă ca și bani această sumă imensă, doar mi-am dat seama, deci de atâția ani, în atâția țări, cu siguranță compania asta știe ceva și este ceva total special. Și la noi în țară, practic, da, n-am spus de piața în care operează compania. Deci, practic, suntem într-un domeniu cel mai căutat, în domeniul de sănătate și wellness, o piață de mii de miliarde de dolari pe moment, dar sunt sigură că va exploda fantastic în următoarea perioadă, pentru că, haideți să fim sinceri, cine nu-și dorește să-și mențină sănătatea, cine nu-și dorește să arate mai bine, cine nu-și dorește să se simtă mai bine, mai ales în această perioadă pe care o trăim acum. Poate până acum nu a fost atât de important pentru majoritatea dintre noi să operăm pe partea de a ne menține sănătatea. Poate mai ales aici în România am fost crescuți atunci când ne îmbolnăvim să tratăm bolile. Dar este mult mai important să nu ajungem acolo. Și, practic, această companie operează pe piața sănătății, adică să ne menținem sănătatea. Și cine nu-și dorește asta, acum mai mult decât oricând. Compania este bogată în lichidități, fără niciun fel de datorii și cu 1,5 miliarde de dolari în bunuri și proprietăți. Lucrul acesta iar a fost un mare semn al exclamării pentru mine, pentru că practic prin asta înțelegeam că această companie nu va avea niciodată probleme de a mă plăti, pentru că este bogată în lichidități, nu este ca la o firmă mică care dacă nu a încasat unde a ajuns de mulți bani ca să își plătească angajații. Ei, aici nu se pune problema niciodată să rămână compania fără lichidități și să nu mă poată plăti în vreo lună. Sunt sigură și eu am pățit-o pe pielea mea că pur și simplu munceam luni în șir fără să primesc niciun fel de salariu, pentru că compania respectivă la care lucram, companie mică, într-adevăr, pur și simplu nu își permitea, nu avea lichidități de unde să mă plătească. Ei, aici acest lucru nu se întâmplă niciodată. Au o echipă de conducere experimentată și o extindere globală susținută. Da, este o echipă de conducere fantastică, cu o experiență vastă în tot ceea ce facem și sunt mereu puși pe a ne ajuta pe noi partenerii să avem cea mai tare experiență, să avem cele mai tari produse, să avem parte de susținerea maximă a lor ca lucrurile să funcționeze fantastic. Și lucrul acesta am simțit-o în toți cei 5 ani de când sunt proprietar de afacere Forever, iar anul acesta l-am simțit și mai mult, pentru că este o perioadă cu multe provocări, este o perioadă în care știm ce s-a întâmplat cu transportul, știm ce s-a întâmplat cu tot ce există pe piață acum, și compania aceasta și acum ne-a arătat iubirea ei, ne-a arătat practic
cât de mult contează oamenii pentru ei în primul rând, nu neapărat câștigurile, ci oamenii prin modul lor de a căuta soluții, cum să ne trimită produsele, cum să nu simțim noi că toate se închid granițele și să nu simțim practic aceste provocări pe care sunt sigură că toți cei care n-au fost implicați anul acesta în această companie au resimțit-o foarte tare. În România operează compania de 21 de ani, deși în țara noastră deja are peste 20 de ani experiență, cu sediul central în capitală. Această clădire frumoasă și o clădire la fel proprietatea companiei, deci nu se stă în chirie, nu se plătesc niciun fel de chirii, deci nici măcar în partea aceasta nu are compania datorii. Și gândiți-vă, în țara noastră, de 21 de ani, compania aceasta este îndrăgită și aceste produse sunt căutate. Și o să fie și mai mult, sunt sigură. Domnul acesta simpatic, împreună cu fiul dânsului, Rex Mon, a fost omul vizionar, omul acela super, super special, care a gândit toată această companie și a gândit-o în ideea de a ajuta oamenii obișnuiți să scape de boala buzunarului gol, cum ne place nouă să spunem, și fără ca să ai nevoie de nu știu ce experiențe speciale sau să vii dintr-un domeniu anume sau să ai o vârstă anume, deci nu contează cine ești, ce experiență ai avut, când înțelegi în sfârșit această oportunitate, pur și simplu este creat pentru acei oameni care vor mai mult, care doresc o sănătate mai bună și care doresc să ajute la rândul lor oamenii. Deci, practic, și dați-mi voie să citesc misiunea companiei, care zice așa: vom crea un mediu profitabil în care oricine să poată deveni în mod demn ceea ce își dorește, în care să ne lăsăm ghidați de integritate, empatie și bucurie. Vom crea și vom prețui pasiunea pentru și credința în compania și produsele noastre, precum și în industria din care facem parte. Vom căuta mereu să ne îmbogățim cunoștințele și să menținem echilibrul. Mai presus de toate, vom da dovadă de curaj pe măsură ce vom conduce compania și vom îndruma pe Forever Business Owner. Mi se pare foarte, foarte frumos spus și domnul acesta, Rex Mon, când a gândit tot conceptul acestei companii, nu a făcut-o pentru că el avea nevoie de bani și asta se simte maxim, pentru că avea deja o avere destul de numeroasă pe vremea respectivă, ci s-a gândit la oameni. S-a gândit cum poate să ajute cât mai mulți oameni să rămână sănătoși și să câștige îndeajuns de mult încât să facă o diferență mai departe. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru el și sunt sigură că mulți fac chestia asta pentru că este un om special care într-adevăr a schimbat atâtea vieți și compania aceasta este atât de specială în care te simți ca și parte din familie din secunda în care te înscrii. Dar ce facem practic? Ce înseamnă succesul global al acestei companii? Deci, practic, este o putere combinată al unei rețele. Adică niciodată un lucru singuratic, unul, nu o să fie îndeajuns de mare ca și o rețea. Când sunt mulți, 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 mulți fac ca să iasă lucrurile cum ar trebui. Deci, practic, puterea combinată a unei rețele formate din antreprenori care, practic, își dezvoltă afacerea din propriul lor cămin. Asta acum este senzație, pentru că, pur și simplu, pentru noi lucrurile nu s-au schimbat. Noi asta făceam și asta fac eu de 5 ani, de asta
am spus da acestei oportunități pentru că mi-am putut practic dezvolta afacerea de acasă, de lângă copiii mei și practic am recomandat niște produse pe care le-am folosit și le-am îndrăgit și de asemenea am povestit despre oportunitate care într-adevăr mi-a adus ceva, ceva fantastic și nemai întâlnit până acum în, în viața mea. Practic asta fac antreprenorii în Forever și fac împreună, deci împreună prin puterea combinată a lor ajungem la succesul global în, în Forever. Ca și beneficii al marketingului în echipă putem să menționăm partea de posibilitate de câștig fără limite. Deci la un job, când suntem angajați, altcineva ne determină nivelul de trai, practic prin nivelul salariului pe care îl câștigăm și nu știu dumneavoastră cum ați fost, eu la rândul meu, de câte ori și peste tot unde am fost angajată, practic am avut un salariu și puteam să muncesc mult mai mult, puteam să fac ore suplimentare, puteam să, să fac, nu știu, să lucrez de două ori cât mi se cerea, tot același salariu îl primeam, deci niciodată n-am avut fluctuații sau nimeni nu a spus, a, păi tu luna aceasta chiar ai tras și hai să îți dăm cu, nu știu, 10 lei mai mult. Nu s-a întâmplat asta niciodată, însă aici, practic, noi decidem cât câștigăm și noi decidem cât merităm, asta este cu truc, putem să spunem și așa, pentru că vom câștiga în funcție de efortul nostru depus și munca noastră depusă. Practic, ne stabilim noi singuri țelurile și asta mi s-a părut foarte, foarte, foarte tare pentru că nimeni niciodată nu m-a întrebat dar care e visul tău, dar tu pentru ce ai muncit? Munceam pentru un trai decent, pentru practic am plătit facturile și a avea ce, ce pune pe masă. Deci, practic, aici totul începe prin faptul să te gândești care e visul tău. Pentru ce ești pe pământ? Ce dorești tu să realizezi? Cât de fantastic! Unde v-a întrebat altcineva vreodată care este visul tău? Hai să-l adeverim. Pe mine niciunde recunosc. Partea iarăși foarte frumoasă și una dintre beneficii este că poți să începi part-time, adică poate ai acum un job care îți aduce un anumit nivel, dar îți dorești mai mult și nu ai posibilitatea încă să renunți la el ca să începi ceva nou, pentru că, bineînțeles, totul necesită timp, nu este o schemă de îmbogățire peste noapte, astăzi mă înscriu și mâine mă trezesc milionar, nu se întâmplă lucrurile așa, dar poți să începi part-time. Poți să începi și full-time, fiecare cu opțiunea lui, cu momentul în care este în viața lui. Deci, practic, opțiunile sunt adaptate la nevoile și angajamentele tale, dar poți să începi și part-time pe lângă tot ce ai acum, pe moment, în viața ta și să ajungi să crești, să devină o oportunitate și o afacere full-time. Ai parte de training-uri și sprijin folosind un sistem de business cu succes dovedit la nivel global. Eu am avut și o afacere clasică în care sprijin, training, de unde? Deci aveam parte de stres, aveam parte de concurență, trebuia să-mi dau seama eu de toate, mă gândeam toată noaptea, ok, mâine încotro să o iau dreapta sau stânga, am luat-o la dreapta, s-a dovedit a nu fi drumul cel bun, m-am întors, am luat-o la stânga. Deci aici nu există. În afacerea aceasta nu ești niciodată singur. Oamenii sunt acolo pentru tine să te ghideze, să-ți arate pașii pe care ei au făcut deja, să o faci și tu, doar să o poți face mai repede și mult mai bine, pentru că deja înveți din experiențele lor. Cât de fantastic!
Avem parte și acum urmează partea aceea pe care deloc n-am înțeles-o în urmă cu 16 ani. De fapt am înțeles-o, dar mi se părea prea frumos ca să fie adevărat. Și anume avem parte de program de mașină și călătorii globale. Ce înseamnă asta? Deci, practic, tu dacă îți depui efortul, muncești, ai rezultate, pe lângă partea că ești plătită lunar pentru acele rezultate, vei avea câștiguri pe deasupra, de mașină, de călătorii, toate achitate de către companie. Ai oportunitatea de a construi o afacere globală și asta mi-a plăcut și mai mult acum 5 ani, pentru că eu tocmai îmi închisesem o afacere clasică, o afacere clasică care practic îmi mânca toate finanțele, timpul, energia, cunoștințele și tot. În schimb, aici am înțeles că doar printr-o decizie și o investiție super minoră pot să am acces și licență de a-mi dezvolta afacerea în cele 165 de țări în care operează compania. Cât de fantastic! M-am gândit într-o afacere clasică doar să-mi deschid câteva filiale tot în țară, cât m-ar fi costat, dar apoi să-mi deschid în, nu știu, 10 țări diferite. Deci mă costa enorm, nici nu aveam de unde să fac chestia asta, iar aici, practic, printr-o, nici nu pot să spun investiție, pentru că sunt doar câteva sute de euro, dolari, cum vreți voi. Practic, ai o licență să-ți dezvolți afacerea în toți 165 de țări ale lumii. Avem parte de chairman bonus, adică al 13-lea salar, pentru că compania este super darnică și în parte un anumit procent din cifra de afacere a companiei în fiecare an. Avem parte de recunoaștere, premii, distracții, mulți prieteni, absolut tot ce se poate. Cu ce ne ocupăm? Este o întrebare foarte bună și cu siguranță fiecare se gândește la ea. Deci, practic, folosim produse. Folosim produse pe bază de aloe vera, produse fantastice care doar de la prima folosire deja simți diferența. Adică nu sunt produse cu aloe vera, sunt produse pe bază de aloe vera și știm cu toții că aloe vera este plantă minune, deci chiar așa îi se spune. Și chiar așa este, este o plantă foarte, foarte benefică atât pe interiorul nostru cât și pe exterior și pot să spun că eu le folosesc de 5 ani, dar simt că întineresc cu anii. Adică eu nu îmbătrânesc, eu întineresc pentru că au acest efect produsele acestea. Și da, în primul și în primul rând trebuie să le încercăm, trebuie să simțim beneficiile pe pielea noastră, să fim cel mai bun consumator de al nostru și mereu spun oamenilor, nu mă credeți pe cuvânt. Trebuie să le încercați, trebuie să vedeți, să simțiți, să mirosiți, să... Deci nu mă credeți pe cuvânt, încercați-le. În al doilea rând o să povestim, deci nu ai cum să nu povestești despre niște produse care pur și simplu te fac să exclami. Wow! Deci n-ai... Eu am un ten și am avut un ten foarte problematic, am trecut prin nu știu câte tratamente medicale, tot ce se poate, am încercat absolut toate produsele și cu aceste produse, doar în câteva luni, tenul meu s-a curățat. Deci ani, zeci de ani de zile m-am chinuit, n-am avut niciun rezultat cu absolut nimic, iar cu aceste produse, în doar câteva luni, rezultatele au fost super vizibile. Vă întreb eu, dacă vă funcționează ceva și v-ați luptat ani de zile cu o provocare, o problemă în viața dumneavoastră și nu găseați soluția și dintr-o dată găsiți niște produse care să vă ajute, păi nu le povestiți tuturor și poate nici nu le povestiți pentru că văd oamenii pe voi, adică eu mă...
nu știu, mergeam pe stradă și mă întâlneam cu cineva, dracu, care nu mă văzusem de mult și mă întreba, ești chiar tu? Adică nu vine să cred ce schimbare este pe fața ta. Adică nici nu ai cum să nu le spui tuturor, pentru că simți și se văd beneficiile, dar să și văd, adică poate nici nu vrei să spui, dar inevitabil oamenii o să te întrebi, dar ce folosești? Și practic folosim, povestim despre ele, construim o echipă, adică acele persoane care vor și ele să încerce produsele, care vor și ei o viață schimbată, poate libertate, poate dezvoltare personală, poate a propria lor afacere, nu știu, cu siguranță suntem cu toții diferiți și asta este cel mai bine așa. Deci, practic, folosim produsele, le promovăm, construim o echipă și instruim oamenii noștri. Practic, instruim să treacă prin acei pași prin care și noi am trecut. Adică nu este ceva, vai de mine, eu nu știu să instruiesc oamenii. Nu, vei trece tu prin niște pași prin care o să-i treci și pe ei care o să te urmeze. Deci avem un ciclu al afacerii foarte, foarte simplu. Practic, contactăm oamenii, îi sunăm, le scriem, nu știu, îi găsim pe Facebook, le trimitem mesaj pe WhatsApp, acum sunt nenumărate posibilități. Le arătăm despre ce este vorba. Practic, de ce produse, ce mi-a făcut mie, de ce îmi plac mie. Le invităm, poate la un astfel de, la o astfel de prezentare de afacere sau le ținem noi prezentarea de afacere. Pentru cei care sunt deciși, îi scriem în sistem, facem planul de acțiune, pentru că fiecare afacere are nevoie de planul lui de acțiune. Și, practic, ajutăm oamenii să își realizeze visele și tot acest ciclu se reia, cu cât mai mulți, cu atât o să avem o afacere mai mare. Și ceea ce mi-a plăcut foarte, foarte mult, practic, acest cerc, ca să se învârte, avem nevoie să ne dăm seama de ce. Acel de ce al nostru, acel vis de al nostru pentru care suntem dispuși să muncim în această afacere. Pentru că cu cât va fi acest vis, acest de ce, cum îi spunem noi, mai mic, cu atât se va mișca mai lent acest cerc. Dar cu cât visul nostru va fi mai mare, să ajungem la cât mai multe persoane, să schimbăm viața a cât mai multor persoane, să avem o viață de însemnătate, să, nu știu, fiecare are visul lui specific, dar cu cât acest vis va fi mai mare, cu atât se va învârti acest cerc mai repede, pentru că vrei să ajungi la cât mai mulți, la și mai mulți și mai multe persoane, să le spui cât de fantastică este această afacere, aceste produse, această oportunitate. Practic, ca să pornim și poate te gândești, da, eu nu am cunoștințe în jur, eu nu am prieteni cu bani, eu nu știu să vând, sunt nenumărate obiecții și stați liniștiți, pentru că sunt sigură că 99% dintre noi care suntem implicați în această afacere am avut aceste întrebări și aceste obiecții. Dar ca să pornești, va trebui să găsești doar 5 persoane cheie. 5 persoane care să-și dorească mai mult de la viață. 5 persoane ambițioase. 5 persoane care să-și dorească să-și mențină sănătatea. 5 persoane care poate o să-și dorească la fel ca și mine să poată să rămână lângă copiii mei, copiilor. 5 persoane care, nu știu, sigur puteți găsi 5 persoane cu care să începeți această afacere. Bineînțeles, începem cu o persoană, dar să creștem la 5 persoane cheie, pentru că practic îi ajutăm pe oamenii aceștia să încerce să folosească produsele, să împărtășească beneficiile lor,
să-și facă și ei o echipă și să instruiască oamenii lor la rândul lor, pentru că așa formăm acea rețea din care iese rețeaua de succes mai departe al afacerii. Și aici cred că este partea cea mai frumoasă din acest mod de a lucra, pentru că noi singuri, oricât ne-am dori, nu am putea să lucrăm în afacerea noastră mai mult de 24 de ore într-o zi. Nu putem nici 24, dar mai mult de 24 nu avem cum. Hai să presupunem că putem să alocăm acestei afaceri la început 10 ore pe săptămână. Începem part-time, avem o oră, două maxim pe zi pentru această afacere, dar ne găsim acei 5 persoane cheie cu care să lucrăm împreună, dintre care poate unii o să recomande doar produsele mai departe și o să aloce 5 ore acestei companii, sau alții o să aloce la fel ca și noi 10 ore pe săptămână, alții o să fie mai ambițioși, o să lucreze 20, 30, 50 de ore în afacerile lor și practic noi nu o să mai fim plătiți doar pentru acele 10 ore pe care fizic le alocăm dezvoltării afacerii noastre, ci o să fim plătiți pentru cele 125 de ore lucrate în afacerea noastră, în rețeaua noastră. Unde mai întâlnim lucrul acesta? Adică, hai să fim serioși, nu cred că există în altă parte partea aceasta să fii plătit pentru o muncă pe care o fac alții. Ok, lucrăm și noi, dar practic suntem plătiți și pentru munca altora. Căutăm practic trei tipuri de persoane. Persoane care o să-și dorească să încerce produsele și să le recomande mai departe. Aici câștigurile sunt undeva la până în 500 de euro pe lună. Căutăm persoane care își doresc partea de afacere, de libertate, de a învăța ce înseamnă leadership-ul. Pentru acele persoane care sunt dispuși să-și aloce mult mai mult timp în dezvoltarea afacerilor lor, aici deja, ca și lider de echipă, câștigurile ajung la câteva mii de euro pe lună și sunt acele persoane super, super ambițioase, care sunt deschise să învețe ce înseamnă toată această profesie, care vor să devină dezvoltatori de afacere, care vor să facă o carieră din toată această afacere. Aici deja câștigurile ajung la câteva zeci de mii, chiar sute de mii de euro pe lună, în funcție de rețeaua creată, în funcție de implicarea fiecăruia, în funcție de munca depusă de către fiecare. Și țin să menționez că aceste sume nu sunt lucruri promise, depind absolut de munca, efortul și toate acțiunile depuse de fiecare dintre noi. Practic, putem ajunge la venituri reziduale, deci eu sincer am crezut că venit pasiv pot să aibă doar cei care scriu cărți, care, ajung să compună melodii și se vând acele discuri nu știu câți ani la rând, adică nici nu m-am gândit că un om obișnuit poate să ajungă la venituri pasive. Ei, aici se poate treaba aceasta, cu cât ajutăm mai multe persoane practic să devină lideri și chiar dezvoltatori de afacere, cu atât vom avea mai multe linii de venituri pasive și asta poate să fie oriunde din lume, deci practic din orice alt continent. Cât de fantastic să ne culcăm noi acum la, 10-11 seara și practic afacerea noastră în America să se trezească. Deci noi practic să facem bani în timp ce dormim, de fapt. Cum suntem plătiți? După cum vă spuneam, căutăm inițial trei categorii de persoane care, implicându-se, alocând
energia, efortul lor, depunând acțiunile necesare și ajutând cât mai multe persoane să ajungă manageri, cum spunem noi, este acel prim nivel la care deja putem să spunem că se câștigă câteva mii de euro pe lună și ai libertatea aceea de poate de a renunța la job și de a te implica full-time în această afacere. Deci cu cât vom ajuta mai multe persoane să ajungă la acest nivel, cu atât veniturile noastre cresc. De exemplu, dacă ajutăm două persoane să ajungă la nivelul de manager, câștigurile sunt undeva în jur de 30.000 de euro pe an. Sau la 5 persoane ajutate, suma se dublează, ajunge la 60.000 de euro pe an. Sau cu 5, cu 9 persoane, deja vorbim de sute de euro pe an. La 17 persoane ajutate, deja câștigurile sunt de 200 și mai mulți pe an, iar cu 25 de persoane ajunse la nivelul de manager, practic câștigăm chiar și jumătate de milion pe an. Deci începem cu doar 5 și trebuie să ajutăm doar 25 de persoane să ajungă la libertatea lor, ca noi să avem aceste sume de câștiguri cu care să ajutăm la rândul nostru alte persoane să își schimbe viața, să își realizeze visele și să ducă o altă viață și o viață cu însemnătate. Domnul acesta, Rolf Kiff, este liderul mondial în compania noastră. Și după cum vedeți, anul trecut au primit doar ca și al 13-lea salariu peste 1,5 milioane de dolari. Și pot să spun că acest domn este un domn smerit, este un domn care lucrează în continuare, deși practic nici nu are cum să cheltuiască atâția bani și este în afacere de peste 20 de ani. Și lucrează în continuare pentru că în compania aceasta, practic, până la un anumit nivel este vorba de tine. Pentru că, da, nu putem da din ceva ce noi nu avem. Deci până la un anumit nivel trebuie să faci ca să ai tu, dar de la un anumit nivel deja se transformă lucrul. Deci nu este ca în corporație ajungi sus și nu mai ai ce să faci. Aici când ai ajuns acolo sus, ai tu cât ai nevoie, practic se întoarce totul și încerci să faci cât mai mult ca să dai mai departe și să ajungi la cât mai multe persoane ca să aibă și ei. Și mi se pare cel mai fantastic lucru să ai așa exemple, să vezi că oamenii aceștia nu mai au nevoie de bani, dar lucrează în continuare pentru că au înțeles că în această companie nu este vorba doar despre tine, este vorba de a oferi acea valoare pe care noi o primim prima dată și să dăm la cât mai mulți, să ajungă din generație în generație și practic cred că din cauza aceasta această companie este de 42 de ani pe piață și o să mai fie încă 142 în continuare. Vorbeam de acele stimulente fantastice, deci pe lângă câștigurile lunare, vorbim de călătorii globale și aici pot să spun că sunt niște călătorii exclusiviste, adică în cele mai exclusiviste locuri și hoteluri posibile din lume. De exemplu, nici nu știam când am fost înainte să fiu în Dubai, acum cred că 3 ani am fost, că există hotel cu 7 stele, adică da, există hotel de 7 stele și Forever tocmai pe acela l-a închiriat pentru partenerii lui. Sunt două destinații extraordinare pe an și știu că anul acesta nu am avut parte de aceste călătorii, dar am avut plăcerea să fiu anul trecut în America. A fost o experiență foarte, foarte plăcută și poate anul acesta nu am reușit, dar sunt sigură că o să ajungem să călătorim din nou
și o să prețuim aceste călătorii și mai mult de acum înainte. Și cum vă spuneam, sunt în cele mai luxoase hoteluri, cele mai faine destinații, ajungi în locuri unde nici nu te gândești, adică pentru mine să ajung în America la vârsta de 39 de ani și să pot să-mi duc copilul de 5 și de 8 ani cu mine a însemnat ceva fantastic, să aibă ei șansa să crească așa, să vadă, să aibă deja acea gândire transformată și viziunea deschisă, cred că face toată diferența. Pe lângă călătorii, avem și parte de acea bonus de mașină, Forever to Drive, cum se cheamă. Asta, practic, înseamnă toți bani. Deci nu tot bani, nu înseamnă că primește o mașină, cum este mașină de serviciu în partea cealaltă. Deci nu. Sunt practic tot bani, până la 9600 de euro pe an, cu care tu poți să faci ce-ți dorești, de fapt, sau poți chiar să-ți cumperi mașina visurilor tale, sau să cheltui pe ce îți dorește inima ta. Și cred că cireașa de pe tort, putem să-i spunem așa, este acel al 13-lea salar, chairman's bonus-ul, care se oferă celor mai implicați parteneri Forever Business Owner. Aici avem și liderii noștri, Marius și Milentina Mărcuș, pe această poză și ei și-au luat al treilea cec anul acesta, tot așa cu emoții am așteptat să vedem cine cât și pot să vă spun că dublează de la an la an, ceea ce mi se pare iarăși pur și simplu nu intră în creier cât se poate câștiga dacă într-adevăr te implici în această companie serios. Dar haideți să povestim un pic și despre produse. După cum vă spuneam, sunt produse pe bază de aloe vera, sunt de o calitate superioară și niște produse deosebite. Produse pe niște piețe în continuă creștere, și anume piața de controlul greutății, a suplimentelor alimentare și băuturi nutritive, produse pentru sportivi și nutriție, de îngrijire a pielii, îngrijire personală. Deci sunt produse pentru absolut toate vârstele, absolut toate categoriile de oameni, de la bebeluși de 6 luni până la persoane de 100 de ani, cu siguranță fiecare își poate găsi produsul lui special Forever. Dar poate vă gândiți, ok, dar eu mă duc în magazin și sunt nenumărate produse cu aloe vera, de ce aș alege aceste produse? Ei, în primul și în primul rând, aceste produse nu sunt cu aloe vera, ci sunt pe bază de aloe vera, ceea ce este o mare, mare diferență, adică procentul de aloe vera diferă foarte, foarte mult, iar practic aceste plante sunt plantate, sunt crescute, sunt îngrijite de companie și de la plantă până la produsul final sunt în mâna companiei, deci nu există nicio scurgere unde să se întâmple lucrurile, să iau o întorsătură nepotrivită. Deci, practic, sunt niște produse care sunt fără niciun fel de erbicide și insecticide. Până și solul aerian a fost cumpărat de către companie ca nu cumva să survoleze avioanele deasupra plantației și să împrăștie, nu știu, orice fel de chimicale peste plante. Practic, echipa executivă este formată din niște profesioniști cu experiență care se gândesc la noi și noi produse, cum să vină în întâmpinarea sănătății noastre și mai mult. Practic, toate sunt pe standarde de calitate super, super riguroase.
au garanția de returnare dacă ceva nu este în regulă, dar lucrul acesta de 5 ani de când eu sunt în companie nu s-a întâmplat niciodată. Am și câteva certificări, dintre care, de exemplu, nu sunt testate pe animale sau sunt acceptate și în țările islamice, unde știm că foarte multe produse nu sunt acceptate, sunt potrivite și pentru vegetarieni, au și certificatul de kosher, ceea ce înseamnă certificatul acela de puritate, deci practic efectiv în produs este gelul de aloie și nimic altceva. Practic compania este lider mondial în produse pe bază de aloe vera și a făcut un proces de stabilizare unic și patentat, adică de la culegere și toate sunt culese manual. Gelul de aloe, practic în maxim 2 ore, este stabilizat și ajunge în produsul final ca să-și păstreze toate ingredientele cât mai cât mai mult. Deci, practic, sunt de calitate superioară tocmai din cauza acestor ingrediente naturale, sigure și, foarte important, nemodificate genetic. Pentru mine, partea aceasta a însemnat că am încrederea aceea de a le folosi atât eu, cât a le da și copiilor mei, cât a le da și familiei mele și cunoscuților și tuturor, pentru că știu că sunt super ok și o să ajute pe toată lumea, nu dăunează în niciun fel. Deci, practic, cel mai rapid start în această afacere este prin achiziția unui pachet, și anume se cheamă Touch of Forever, al 32 de produse, dacă nu mă înșel. Cele mai vandabile în orice caz din toată gama de Forever și care practic, după cum vă spuneam, costă doar câteva sute de euro și anume 357 de euro fără TVA, deci gândiți-vă cu nici 500, hai să rotunjim, nici 500 de euro, practic ne putem cumpăra licența să ne dezvoltăm afacerea în peste 165 de țări ale lumii. Practic, prin acesta devenim acei proprietari, ne cumpărăm acea licență de a dezvolta afacerea. Avem și o reducere consistentă de 35% din prețul produselor și niște materiale ajutătoare pentru drumul nostru la început. Aceste date sunt valabile acum și săptămâna aceasta, țin să menționez și partea aceasta de săptămâna viitoare, un pic se vor schimba lucrurile, dar nu foarte mult și cu siguranță în beneficiul tuturor al nostru, pentru că compania aceasta mereu se gândește la oameni în primul rând. Și poate te întrebi, ok, tu spui că iubești produsele, tu spui că faci afacerea aceasta de 5 ani și că îți funcționează, dar oare va funcționa și pentru mine? Și mi se pare o întrebare absolut potrivită și da, trebuie să și fiecare ne punem această întrebare și pot să garantez că în cazul în care vei lua această afacere în serios, va funcționa. Va trebui să o iei în serios și să îi dai timpul necesar și să depui efortul potrivit, dar dacă faci lucrurile acestea, lucrurile se întâmplă. Va trebui să te lași instruit, să înveți abilități noi, să înveți moduri de lucru, pentru că este o profesie și eu vin din domeniul marketingului, vin din domeniul vânzărilor. Eu inițial am crezut că știu cum se face această afacere. Ei, nici pe departe, mai puțin adevărat, a trebuit să învăț aici cum funcționează lucrurile, dar îmi place lucrul acesta pentru că pur și simplu oricine ai fi, de oriunde ai veni în această afacere, toată lumea începe de la zero. Încep de la zero, te lași instruit, te lași ghidat
și pas cu pas, pur și simplu, faci lucrurile să se întâmple. Va trebui să-ți iei timpul necesar ca să ajungi la succes și aici mereu spun să-i dăm un an. Dă-i un an, depune tot ce poți tu mai mult din tine, fă lucrurile care trebuiesc făcute, acțiunile necesare, învață tot ce se poate, pune în aplicare tot ce înveți și dă-i un an de zile pentru că viața ta se va schimba. Va trebui să fii motivat și absolut deschis să lucrezi cu persoana care te-a invitat în această seară la această prezentare, pentru că persoana respectivă este deja cu niște pași în fața ta. O trebuie să fii dispus să gândești și să visezi măreț, să stabilești obiective precise pentru ce sunt dispusă să aloc, nu știu, 2 ore pe zi și acestei afaceri pe lângă toate obligațiile pe care le am și acum. Gândește-te, caută-ți acel de ce care să învârte cât mai repede roata aceea de afacere. Va trebui să-ți iei angajamentul de a-ți găsi clienți fideli, de a-ți găsi acele 5 persoane cheie, de a spune tuturor cu ce te ocupi și, foarte important, va trebui să fii mereu entuziast și optimist. Energia în ziua de astăzi atrage oamenii. Și dacă ieșim pe stradă, putem să observăm majoritatea oamenilor au nasul lung, papul a plecat, se văd, parcă vedem acea greutate pe umerii lor, cum duc ziua și cum duc tot stresul, toate problemele lor în cârcă. Dacă văd pe cineva senin, care stă drept, care zâmbește și are și energie, acel lucru va fi ca un magnet pentru oameni. Haideți să fim noi, oamenii aceia, pentru cei din jurul nostru. Este momentul și am ajuns la momentul să alegeți. Ați auzit informațiile și sunt 3 variante. Dacă ți-a plăcut, dacă simți că este locul tău aici, dacă ai simțit măcar un gând ți-a venit în sufletul tău că aici este ceva și pentru tine, fă pasul de a te înscrie, să vezi lucrurile din interior, să te lași instruit, să cunoști comunitatea din care facem parte, să te lași, nu știu, atras de energia tuturor care fac deja această afacere. Fă acea înscriere, faceți planul de acțiune cu persoana care te-a invitat în această prezentare și abia aștept să ne cunoaștem. Sau spui că nu cred că în momentul de față este pentru mine. Super ok, este decizia ta, dar te rog doar să încerci produsele. Nu știu, o pastă de dinți, un deodorant, un șampon, niște produse pe care oricum le folosim, oricum le cumpărăm din magazin. Alege ca în luna noiembrie să nu cumperi din magazin, să cumperi de aici și să încerci. Doar atât. Sau pot să fie, poate, încă nu pot să mă decid, tind și să fac și să nu fac și atunci te îndemn să te îndrepți către persoana care te-a invitat aici și să îți pui absolut toate întrebările, să găsești absolut toate răspunsurile ca să poți să iei decizia potrivită pentru tine. Și un om foarte, foarte cunoscut, Richard Branson, spunea: dacă cineva îți oferă o oportunitate uimitoare, dar nu ești sigur că o poți face, spune da și apoi învață cum să o faci. Vă mulțumesc pentru atenție. Spuneți da dacă cel puțin 1% în sufletul vostru ați simțit că este ceva aici și pentru voi. Dacă nu găsiți absolut toate răspunsurile, pentru că, așa cum vă spuneam inițial, trebuie să ne schimbăm gândirea. Cu gândirea actuală am ajuns unde suntem acum. Dar dacă ne schimbăm gândirea, putem să schimbăm traiectoria vieții noastre și s-ar putea
să fie o viață liberă, frumoasă, prosperă și cu multă însemnătate și pentru tine aici. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară fantastică, la revedere tuturor!